ziua, sunt Iuliana Maranciuc și vă prezint știrile amiezii. Iată care sunt cele mai importante subiecte. Incertitudine pentru pasagerii Wizz Air. Mai mulți călători au fost informați că din 15 ianuarie compania anulează zborurile, în timp ce autoritățile spun că la mijloc este de fapt o eroare tehnică și că anulări nu vor fi. Se atestă și astăzi trafic sporit la vama Leușeni-Albița pe sensul de ieșire din țară. Au fost deschise toate pistele de control disponibile, inclusiv unele pe benzile opuse de deplasare. Plecăm la Brașov în vacanță la schiat și stăm deja de o oră jumate avem, adică n-am stat încă mult. Mai avem răbdare. Ucrainenii se pare că se răzbună după atacul masiv de ieri asupra orașelor Kiev și Harkov. Explozii puternice au avut loc în Belgorod și Sevastopol, în Crimeea ocupată. Abia revenit la Chișinău, Wizz Air și-ar fi anulat zborurile de la mijlocul lunii ianuarie. Mai mulți cetățeni s-au plâns că au primit notificări în acest sens. Într-o reacție, compania nu a confirmat și nici nu a infirmat informația, precizând doar că își reafirmă angajamentul de a opera zboruri din și spre Chișinău. Ministrul Infrastructurii susține că este vorba de o problemă tehnică din cauza schimbării codului aeroportului, menționând că nu are informații privind sistarea anumitor zboruri. Reprezentanții aeroportului susțin că este vorba de o eroare și că nicio cursă nu va fi anulată. Informația că Wizz Air și-ar fi anulat mai multe curse de pe aeroportul internațional Chișinău începând cu data de 15 ianuarie a apărut în spațiul public după ce mai mulți pasageri s-au plâns că au primit notificări, precum că le-au fost anulate zborurile programate pentru această lună. Responsabilii de la Autoritatea Aeronautică Civilă spun că este vorba de o eroare tehnică. Autoritatea Aeronautică Civilă informează că niciun operator aerian nu a anulat zborurile din și spre Chișinău. În cazul unui operator privat s-a produs o eroare tehnică în sistemul de rezervări, care urmează a fi remediată în scurt timp. Și ministrul infrastructurii ne-a spus că s-a produs o eroare tehnică din cauza modificării abrevierii aeroportului internațional Chișinău din Kiev în RMO. Pe parcursul zilei sper să fie rezolvată. Nu avem nicio informație referitor la sistarea zborurilor. Și ieri seara și azi Wizz Air a confirmat problema tehnică menționată. Ne-a spus Andrei Spână într-un comentariu. Reprezentanții aeroportului internațional Chișinău la fel au negat că ar fi fost anulate anumite zboruri, precizând că de fapt s-a produs o eroare tehnică în sistemul de rezervări Wizz Air și că deja toate zborurile au fost restabilite și sunt disponibile pentru rezervări bilete. La scurt timp, reprezentanții companiei aeriene au transmis un mail la adresa redacției noastre, în care nu au confirmat, nici nu au infirmat informația precum că ar fi anulat anumite zboruri. Wizz Air își reafirmă angajamentul de a continua zborurile regulate către și dinspre Republica Moldova. Pasagerii care plănuiesc să călătorească spre Chișinău sunt sfătuiți să identifice destinația pe website-ul companiei aeriene și în aplicația pentru mobil, folosind noua abreviere RMO atunci când rezervă bilete. Se arată în mesaj. În același timp, sursele care ne-au informat despre această problemă susțin că încă nu au fost notificate că zborul pe care l-aveau programat va avea loc. Compania Wizz Air a revenit în Moldova pe 14 decembrie, după ce în luna martie 2023 și-a suspendat toate zborurile de pe aeroportul internațional Chișinău, invocând motive de securitate a spațiului aerian. Se atestă un nivel ridicat de poluare a aerului în Chișinău. Specialiștii vin cu explicații. Cea mai mare contribuție asupra majorării nivelului de poluare a aerului atmosferic au avut, desigur, focurile de artificii, petardele utilizate în noaptea dintre ani. Despre cauze și consecințe vorbim în câteva minute la știri. Crește numărul cazurilor de pneumonie, 60% dintre acestea fiind în rândul copiilor. La Spitalul Clinic Municipal de Copii numărul 1 din capitală, toate paturile sunt ocupate. Câțiva micuți sunt conectați la aparatul cu oxigen. Medicii spun că este o situație specifică sezonului rece, dar recomandă părinților să se adreseze specialiștilor la primele semne ale unei viroze sau chiar ale unei simple răceli pentru a evita complicațiile. Secția de maladii respiratorii din cadrul Spitalului Clinic Municipal numărul 1 răsunau plânsete de copii. Micuții internați aici au afecțiuni bronhopulmonare. Duminică, la ora 11:30, am ajuns seara
de Revelion am ajuns aici la spital. A tușit odată, după care parcă nu putea să respire, să se nădușea într-una. Și la un moment dat zic că chemăm salvarea. Așa că noaptea dintre ani, Carolina a întâlnit-o alături de micuța sa de doar o lună în spital. Copilul a fost diagnosticat cu bronșiolită, o infecție respiratorie acută întâlnită cel mai frecvent la copii. Acum este un virus foarte grav care formează și pneumonie și bronșite și tot felul. Și am ajuns aici și deodată tratament. Și acum deja eu văd clar că la ea în gât este ceva și a început o tuse mai clară. Dar acasă chiar nu era clar. Febră nu. Starea ei foarte bună. Femeia spune că în spital sunt multe mame cu copii internați în aceste zile cu aceleași simptome. Printre aceștia este și micuța Elena, care are pneumonie. У нас 3 дня был кашель. На третий день мы приехали в больницу. Нам сделали рентген. У нас маленькое пятно. У нас пневмония. Мурнинка, жака, тот окей. Doar tusă. Medicii spun că acum toate cele 130 de locuri din cadrul spitalului sunt ocupate de copii cu vârste cuprinse de la o lună până la 3 ani care suferă de patologii pulmonare. Este în creștere numărul pacienților adresați cu patologie pulmonară. Copiii sunt cu afectare broncopulmonară și se manifestă prin pneumonie de diferite complicații. Sunt copii și cu bronșiolite. Iar unii micuți sunt conectați la aparate de oxigen. Avem diferite forme de afectare bronhopulmonară. Sunt conectați la aparatul de nu. Oxigen? Nu. La oxigenoterapie, desigur că sunt, dar la aparat de ventilație artificială nu avem. Și cât sunt conectați la... La oxigen foarte mulți, nu pot să vă spun. Specialiștii spun că și în anii precedenți, în perioada rece, numărul copiilor care sufereau din cauza virozelor sau bacteriilor era la fel de mare. Diferența este că în acest an sunt tot mai mulți micuți cu pneumonii. Părinții trebuie să fie atenți la caracterul respirației, deci caracterul tusii, tusea devine chinuitoare la copii, apare respirație dificilă, poate să fie respirația zgomotoasă, respirația accelerată. Medicii recomandă în această perioadă evitarea locurilor aglomerate, aerisirea încăperilor, hidratarea copiilor și respectarea cu strictețe a igienei mâinilor. Responsabilii din cadrul Direcției Sănătatea Primăriei anunță că în ultima perioadă s-a înregistrat o creștere a numărului de cazuri de pneumonie cu 25%, dintre care 60% din acestea sunt în rândul copiilor. Cozi mari de mașini s-au format și astăzi la punctele de trecere a frontierei. Cele mai aglomerate au fost Leușeni, Albița și Sculeni. După ce au sărbătorit Crăciunul și Revelionul acasă, moldovenii se întorc la muncă peste hotare sau pleacă în vacanță. Pentru a fluidiza traficul, polițiștii de frontieră au suplinit numărul de angajați și au deschis benzi suplimentare de circulație. De mașini s-au format pe sensul de ieșire din țară. Deși sunt deschise 7 benzi de circulație, traficul rămâne a fi aglomerat. Ceva obișnuit pentru perioada sărbătorilor de iarnă, spun polițiștii de frontieră. Mulți dintre cei care așteptau să iasă din țară prin punctul de trecere Leușeni-Albița ne-au spus că au venit în Republica Moldova pentru a petrece sărbătorile de iarnă, iar acum sunt nevoiți să se întoarcă la muncă. Ne întoarcem înapoi la București. Ca toți ceilalți au venit de sărbători acasă. Sărbătorim împreună cu cei dragi. Deja mâine sunt la muncă. La Italia. Sunteți Republica Moldova? Da. Cine ați întâlnit sărbătorile aici în Republica Moldova? Părinții, finii. Și cum a fost? Ca la sărbători. Dansuri moldovenești, mâncare moldovenească, colinde moldovenești. Foarte frumos. Oriunde n-ai plecat, totuși cu gândul la țara ta ești. Valeriu, împreună cu familia sa, este stabilit de 7 ani în Germania, iar în Moldova vine doar de sărbători. În ospiții, la rude, la aici apropiați. Cum a fost? Da, cum a fost? Bine, ca rânduri la vamă. Asta e problema mea mare. În schimb, toate e bine. Stați de mult în vamă pentru că... Da, avem o oră. Iar Alexandru locuiește la București împreună cu familia. De sărbători a venit acasă ca să-și vadă părinții. Cum a fost acasă? Cum ați sărbătorit? Sincer să vă zic, foarte frumos, dar prea scurt. Cât timp ați fost? 11 zile, nu? 11 zile am stat acasă, da. Nu a fost de ajuns ca să... Măi, prea mult vin a rămas și de asta îmi pare rău. Nu au fost de ajuns. Vă dați seama că având părinții acolo... Socrii. Alții însă așteptau să iasă din țară ca să plece în vacanță. Plecam la Sovata pe 5 zile, poate urmează să mergem și la munte. E ok. În vacanță? În vacanță, da. Cine ați plecat? Cu soție, copii, soacră.
mergem împreună. Plecăm la Brașov în vacanță, la schiat și stăm deja de oră jumate avem, adică n-am stat încă mult. Mai avem răbdare. Au fost și din cei care au venit din România ca să-și petreacă vacanța aici, în Moldova, iar acum se întorc acasă. Plecăm tocmai la Oradea, în partea de vest a României. Plecați în vacanță sau acasă? Nu, acasă. Ați fost în vacanță? Am fost în vacanță. Avem niște prieteni în Republica Moldova și am petrecut noul an la ei. Acasă, spre Bacău. A, sunteți din România și... Da, da. Dar în Republica Moldova ați fost în vacanță sau cu treabă? La Revelion. Ați mai sărbătorit Revelionul? Nu, e prima dată. De ce ați decis sau a fost cumva? O schimbare. Vreau să văd cum să... Știam că se mănâncă bine, se bea bine, se distrează bine. Aglomerat este și la vama Sculeni, spun responsabilii de la Poliția de Frontieră. Autoritățile de frontieră și cele vamale din ambele state lucrează la capacitate maximă, fiind în acest sens suplinit numărul de angajați din prima linie, cât și numărul de arterii de control. Inclusiv se aplică reversul, când fluxul este direcționat pe benzile opuse de circulație. În acest context, responsabilii de la Poliția de Frontieră îndeamnă călătorii să aleagă alte puncte de trecere, precum Leova, Costești sau Cahul. Seară cu ghinion pentru trei șoferi din capitală. Aceștia au rămas cu mașinile distruse după un accident produs la intersecția străzii Alexandru Pușkin cu bulevardul Ștefan cel Mare. Din imaginile publicate pe rețelele de socializare se văd cele trei autoturisme grav avariate, una dintre care a ajuns pe trotuar. Potrivit poliției, în accident au fost implicate un Citroen, un Volkswagen și un Renault. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit. Cauzele accidentului se investighează. Doi bărbați de 39 și 41 de ani au fost reținuți după ce ar fi șantajat un om de afaceri moldovean care locuiește în Franța. Totul s-ar fi întâmplat după ce cel din urmă l-a ajutat pe unul din bănuiți să-și găsească un loc de muncă în Franța, însă acesta nu și-ar fi primit salariul de 4.000 de euro. Astfel, suspectul a decis să-l șantajeze pe omul de afaceri ca să-i dea el banii. Burgenții duce 500 de euro. Încurjor cu 1 milion de oameni și nu-ți dau pace. Cu o persoană, până nu-ți distrug tot absolut în tine, nu mă las de capul tău. Asta eu ți-am promis și așa zic. Acesta ar fi unul dintre mesajele cu amenințări primite de omul de afaceri potrivit procurorilor de la combaterea criminalității organizate și cauze speciale. Totul a început după ce acesta l-a ajutat pe un bărbat să se angajeze la muncă în Franța. Însă compania la care a lucrat cel din urmă nu i-a achitat salariul de 4.000 de euro. Astfel, bănuitul a decis să-l șantajeze pe omul de afaceri și și-a găsit și un complice. Cei doi l-ar fi amenințat de mai multe ori. Pentru a putea reveni în siguranță în Moldova, omul de afaceri a depus o plângere. Au urmat percheziții acasă la suspecți, la Chișinău și Călăraș, acolo unde au fost reținuți. Amiață. Deci, pentru combatere crimei organizate. Familia. Procurorii PCCOX urmează să decidă dacă vor solicita ca cei doi să fie plasați în arest preventiv. Codul penal prevede o pedeapsă de la 3 până la 7 ani de închisoare pentru șantaj. Se atestă un nivel ridicat de poluare a aerului în Chișinău. Agenția de Mediu punctează câteva cauze. Temperaturile ridicate, vântul slab, traficul intens și focurile de artificii folosite în noaptea de Revelion. Specialiștii spun că nivelul de emisii nocive a depășit de peste 2 ori norma admisibilă și au o listă de recomandări. La sfârșitul anului 2023, observațiile efectuate la stația automată din municipiul Chișinău au înregistrat niște valori majorate, în special în data de 29-30, care au depășit de 2 ori limita admisibilă. Cauza principală a fost traficul aglomerat din ajunul Revelionului, atunci când toată lumea era în goana pregătirilor de sărbătoare, iar capitala s-a scufundat în ambuteiaje infernale. Un alt factor poluant sunt emisiile de la combustibilii utilizați pentru încălzirea locuințelor. Cea mai mare contribuție asupra majorării nivelului de poluare a aerului atmosferic au avut, desigur, focurile de artificii, petardele utilizate în noaptea dintre ani, care au mărit concentrațiile de particule în suspensie de PM10 până la 1,4 ori. Particulele în suspensie PM10 fiind praf microscopic ce conține metale care odată inhalat poate provoca probleme de sănătate. Specialiștii atenționează că expunerea pe termen lung la o concentrație scăzută de pulber poate provoca cancer și alte boli grave. Este important să cunoaștem acest lucru având în vedere că suntem expuși zilnic riscului de a inhala aceste particule, mai ales
în oraș. Emisiile de carburant și gaze sunt cea mai mare sursă de poluare a aerului în capitală. Având în vedere că e perioada vacanțelor și mulți oameni au părăsit orașul, nivelul de poluare a început să scadă ușor abia în această după-amiază. Aceste emisii n-au putut fi dispersate în aer și au fost acumulate în atmosferă din cauza condițiilor meteorologice atestate. În această perioadă a fost prezentă o ceață intensă pe arii extinse, a fost o influență maselor de aer calde, un vânt slab, acesta datorat a favorizat acumularea concentrațiilor de poluanți în aer. Având în vedere că se menține un nivel moderat de poluare a aerului, Agenția de Mediu îndeamnă oamenii să limiteze plimbările în apropierea zonelor cu trafic rutier intens, în special cetățenii care suferă de maladii cardiace sau pulmonare, copiii, femeile însărcinate și bătrânii, să circule pe cât posibil cu transportul public, iar aerisirea încăperilor să se facă după ora 7. Motorina oferită de România sub formă de donație pentru agricultorii moldoveni afectați de seceta de anul trecut încă nu a ajuns la fermieri. Aceștia se plâng că autoritățile tergiversează procesul, iar din acest motiv unii nu își pot programa lucrările de mai departe. Ministerul Agriculturii pasează responsabilitatea către Agenția Rezerve Materiale. Motorina încă nu este în Republica Moldova. Suntem la etapa de negocieri pentru a identifica un operator economic care ar putea să recepționeze, să păstreze și respectiv să elibereze ajutorul umanitar sub formă de motorină pentru agricultori. Responsabilii de la Agenția Rezerve Materiale spun că nu știu când vor ajunge cele 4.000 de tone de combustibil. Motorina a fost promisă de statul român încă în primăvară și va fi oferită agricultorilor care au avut de suferit în urma secetei din 2022. Este vorba de aproape 1.500 de beneficiari care au depus dosarele la Ministerul Agriculturii. Noul an aduce roaming mai ieftin pentru moldovenii care vor călători în Uniunea Europeană, dar și pentru cei care vor reveni în vacanță acasă. Cu susținerea Comisiei Europene, operatorii naționali și cei din UE au semnat un acord care prevede reducerea tarifelor începând cu 2024. Noile prețuri deja au fost afișate, iar diferența este semnificativă. La data de 31 mai 2023 a fost semnat un acord voluntar, o declarație comună între operatorii naționali, cei trei operatori naționali și alte trei mari grupuri de operatori europeni, prin care în mod voluntar și-au asumat cumva obligația de a oferi tarife mai avantajoase pentru roaming. Acordul a fost semnat cu susținerea Comisiei Europene, care a facilitat dialogul între operatorii naționali și cei din UE. Acordul prevede stabilirea unor plafoane în două iterații, începând cu 1 ianuarie 2024 și 1 ianuarie 2025, care prevede o micșorare treptată a tarifelor pentru utilizatorii finali, pentru serviciu de voce în roaming și transfer de date sau internet în roaming. Astfel, utilizatorii de telefonie mobilă care vor călători în orice țară din cele 30 de țări din spațiul economic european pot beneficia de tarife reduse semnificativ la serviciile standard de roaming în UE sau pot activa diverse opțiuni avantajoase. Din ofertele publice făcute de operatorii naționali și cei europeni, analiza noastră s-a bazat pe tarifele standard. Putem spune că aceste reduceri au avut un impact de circa 96% pentru serviciile de date în roaming naționale, deci de oferite de operatorii naționali, și cam de vreo 35-40% pentru apeluri efectuate în roaming. Autoritățile susțin că mai semnificativă este reducerea pentru utilizatorii din UE care vin în Moldova. Ceea ce ține de operatorii internaționali sau din Uniunea Europeană, această reducere a fost chiar semnificativă. Pentru serviciile voce au fost de circa 90% și pentru cele de date de 99%. Dar asta se referă la tarifele standard aplicate sau publicate pe site de furnizori, nu și cele care sunt în opțiuni sau oferte care puteau, bineînțeles, fi mai reduse un pic. Chiar și așa, cetățenii sunt îndemnați înainte de a pleca în vacanță să verifice condițiile de utilizare a serviciilor de roaming ca să fie protejați pe deplin și să evite situațiile în care s-ar putea trezi cu facturi nedorite pentru utilizarea de internet, mai ales.
Cei 379 de pasageri și echipajul avionului cuprins de flăcări pe aeroportul Haneda din Tokyo au fost evacuați în doar 90 de secunde, iar mulți spun că a fost vorba despre o adevărată minune. Mai multe detalii despre cum au fost salvați toți pasagerii din avionul cuprins de flăcări aflați în câteva minute la știri. După atacul masiv de ieri asupra Ucrainei, explozii puternice au fost raportate în unele zone din sud-vestul Rusiei și în peninsula Crimeea. Rușii susțin că orașul de frontieră Belgorod, unde 25 de persoane au fost ucise sâmbătă, a fost atacat din nou, precum și Sevastopol, unde o rachetă ucraineană a fost doborâtă. Nu au existat pagube sau victime în urma atacului. Rusia a spus că peste noapte ucrainenii au atacat cu drone și rachete regiunea Belgorod, care se învecinează cu Ucraina. Guvernatorul regiunii susține că multe drone au fost distruse de sistemul de apărare aeriană. Potrivit Ministerului Rus al Apărării, sistemele de apărare aeriană au distrus un total de 12 rachete lansate de Ucraina deasupra regiunii de graniță Belgorod. Totodată, mai multe canale rusești de Telegram au raportat o serie de explozii puternice deasupra orașului port Sevastopol din peninsula Crimeea. Conducerea rusă a orașului afirmă că sistemele antiaeriene au distrus o rachetă deasupra portului Sevastopol. Ucraina nu a comentat exploziile din Belgorod și Sevastopol, însă acestea au loc după ce rachete rusești au lovit ieri cele mai mari orașe ucrainene, inclusiv Kharkov și Kiev, ucigând cel puțin 5 persoane și rănind 10. În ultimele zile, războiul aerian dintre Rusia și Ucraina s-a intensificat. Rusia a lansat aproximativ 300 de rachete și 200 de drone în 5 zile. І лише за кілька днів цих останніх днів від 29 грудня і по сьогодні Росія застосувала проти України вже майже 300 ракет та більше 200 шахедів. La sfârșitul săptămânii trecute, rușii au lansat cel mai mare bombardament aerian al invaziei, ucigând peste 40 de persoane. Forțele ucrainene au răspuns cu atacul asupra Belgorodului, în care 25 de persoane au fost ucise și peste 100 rănite. Într-o analiză, Institutul pentru Studiul Războiului afirmă că rușii vor încerca să se adapteze la capacitățile actuale ale scutului aerian ucrainean, pentru a învăța cum să locolească și să provoace victime și distrugeri maxime. Potrivit analiștilor, Ucraina va trebui să-și normalizeze rachetele de apărare aeriană în fața reducerii asistenței occidentale, precum și să consolideze protecția țintelor critice prin redistribuirea sistemelor de apărare aeriană. Principalul obiectiv militar al Ucrainei în 2024 este izolarea Crimeei, a declarat președintele Volodymyr Zelensky în primul său interviu din 2024 oferit publicației The Economist. În căutare de resurse și de sprijin occidental, Zelensky a spus că ajutând Ucraina, Europa se protejează de agresiunea rusă. Liderul de la Kiev a mai spus că nu există semne reale că Rusia ar fi interesată de pace și că orice indiciu că Rusia dorește să poarte negocieri înseamnă că a rămas fără arme și soldați. Într-un interviu de anul nou acordat publicației The Economist, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat că Occidentul a pierdut simțul urgenței și mulți ucraineni au pierdut sentimentul de amenințare existențială. Sprijinind Ucraina, Europa se protejează de agresiunea rusă, dându-ne bani sau oferindu-ne arme. Vă susțineți singuri, vă salvați copiii voștri, nu pe ai noștri. Dacă Rusiei îi se permite să ia copiii ucraineni, va lua și alți copii. Dacă Ucraina pierde, Putin își va apropia războaiele de Occident. Putin simte slăbiciunea ca un animal. El simte sângele, își simte puterea și vă va mânca la cină cu tot cu UE, NATO, libertate și democrație. Avertizează președintele Ucrainei, care, potrivit celor de la The Economist, este furios. Călit de presiunile războiului, de un an de titluri negative și de eșecul contraofensivei care promitea atât de mult la începutul anului 2023, el și-a pierdut lejeritatea și umorul care au caracterizat întâlnirile noastre anterioare cu el, arată The Economist în preamă.
preambulul articolului. Interviul a fost făcut prin Zoom, iar reporterul The Economist a remarcat că președintele ucrainean gesticula pentru a fi convingător, ca și cum ar încerca să străpungă ecranul computerului. Lumea nu-l mai ascultă la fel de atent, iar maestrul comunicator nu mai controlează narațiunea așa cum o făcea acum 2 ani, explică The Economist contextul în care a făcut acest interviu. A British Parliament, 2 years ago, I thanked you for delicious English tea. And I will be leaving the Parliament today, thanking all of you in advance for powerful English planes. După aproape 2 ani de război la scară largă, Zelenski și-a pierdut vibrația tinerească, dar el rămâne vehement că Ucraina nu poate da înapoi de la planul său de a învinge Rusia și spune că își consolidează propria producție în cazul în care proviziile occidentale vor fi insuficiente, mesaj pe care l-a reluat și în discursul de anul nou. În naступному року у нашої держави було якнайбільше сил і засобів, щоб боротись проти російського зла. Zelenski recunoaște că Ucraina nu a reușit să obțină în 2023 tot ce și-a dorit, precizând însă că ideea că Rusia câștigă nu este altceva decât o percepție, iar în realitate forțele rusești sunt în continuare măcelărite în locuri precum Avdiivka, pe care l-a vizitat săptămâna trecută. Zelenski este în continuare mai puțin deschis în ceea ce privește obiectivele sale în est și în sud, scrie The Economist. Ambiția strategică declarată de a readuce Ucraina la granițele sale inițiale nu s-a schimbat și nu se va schimba, dar el nu mai stabilește termene și nu promite cât de mult teritoriu poate dezocupa Ucraina în acest an. Numărul 2 al grupării Hamas, care trăia în exil în Liban, a fost ucis într-un atac cu dronă atribuit Israelului. Este prima dată de la începutul războiului dintre Israel și Hamas din fâșia Gaza, când armata israeliană lansează un atac în capitala libaneză. Până acum, Tel Avivul nu a transmis nicio informație oficială legată de uciderea unui lider Hamas, în timp ce gruparea militantă a amenințat că această crimă nu va rămâne nepedepsită. Liderul 2 al Hamas, Saleh al-Arouri, ar fi fost ucis împreună cu gărzele sale de corp în atacul lansat la periferia Beirutului, cunoscută drept un fief al mișcării Hezbollah. Hamas are un birou în suburbia sudică a capitalei libaneze, considerată un bastion al Hezbollahului pro-iranian. Explozia ar fi fost cauzată de o dronă care a lovit etajul al doilea al unei clădiri din cartierul aglomerat. După moartea lui Saleh al-Arouri în Liban, liderul Hamas a transmis aseară o declarație video în care a acuzat Israelul de un act terorist, precizând că gruparea sa nu va fi învinsă niciodată. These assassinations and all these attacks will make us stronger and more determined than ever. This is the history of the resistance. This is the history of our movement. Vorbind la câteva ore de la presupusa asasinare a liderului Hamas, purtătorul de cuvânt al armatei israelene și-a început briefingul spunând că armata este la un nivel foarte înalt de pregătire pentru orice scenariu, fără a recunoaște uciderea lui Saleh al-Arouri. Anachnu memukadim belechima behamas. Un consilier al premierului israelian Benjamin Netanyahu a declarat că Israelul nu și-a asumat responsabilitatea pentru acest atac, menționând încă că acesta nu a fost un atac asupra statului libanez, ci împotriva conducerii Hamas. Obviously in Lebanon there are many Hezbollah targets, but whoever did this strike was very surgical and went for a Hamas. Saleh al-Arouri, acuzat de Israel că a fost creierul a numeroase atentate, a fost ales în 2017 adjunct al șefului biroului politic al Hamas. După ce a petrecut în total aproape 20 de ani în închisorile israelene, Saleh al-Arouri a fost eliberat în 2010 cu condiția să plece în exil. El era stabilit în Liban și a fost o țintă a premierului israelian Benjamin Netanyahu chiar înainte ca gruparea islamistă să lanseze atacurile sale din 7 octombrie asupra Israel. Festivalul Gheții și Zăpezii din Harbin, unul dintre cele mai reci locuri din China, și-a deschis porțile.
Vizitatorii sunt așteptați să admire cele peste 2000 de figuri din gheață și zăpadă luminate feieric. Vedeți câteva dintre ele în câteva minute. Avionul de pasageri care s-a ciocnit cu altă aeronavă pe aeroportul din Tokyo avea permisiunea de aterizare, iar oficialii japonezi investighează neglijența profesională ca posibilă cauză a accidentului. Modul în care toți cei 379 de pasageri și echipajul au fost evacuați în doar 90 de secunde din aeronava cuprinsă de flăcări este calificat drept o adevărată minune. Avionul a fost cuprins de flăcări la scurt timp după aterizare, când a lovit aeronava mai mică a gărzii de coastă pe aeroportul din Tokyo. Imagini de pe rețelele sociale din interiorul cabinei au arătat cum pasagerii puteau vedea flăcările din exterior în spatele avionului prin hublourile cabinei, în timp ce acesta își continua drumul pe pistă imediat după coliziune. Luminile s-au stins apoi, iar temperatura din interiorul cabinei a început să crească, au declarat supraviețuitorii. După ce capitanul avionului comercial a reușit să oprească aeronava, cei 379 de pasageri, printre care 8 copii plus 12 membri ai echipajului, au fost evacuați. Pasagerii au fost ghidați prin întuneric și prin fumul gros de către personalul de cabină care ținea lanterne. O înregistrare video a arătat cum pasagerii au fost evacuați din Airbusul A350 în flăcări cu ajutorul unor topogane de salvare, într-un calm relativ și aparent fără bagaje de mână, într-o operațiune salutată ca fiind un miracol. Evacuarea fără bagaje de mână ar fi fost cheia succesului. În aproximativ 90 de secunde, toate persoanele aflate la bord au fost evacuate. După ce avionul a fost golit de pasageri, pompierii veniți cu 110 mașini de stingere a incendiilor s-au ocupat de flăcările din avion care se înclinase pe bot după ce trenul de aterizare s-a prăbușit. Incendiul a fost stins la aproape 3 ore de la impactul inițial. Cauza incidentului este investigată. Capitanul primise permisiunea de a ateriza, dar probabil că nu a putut vedea avionul gărzii de coastă mai mic aflat sub el, au declarat directorii companiei aeriene la o conferință de presă organizată noaptea târziu. Ministerul Transporturilor investigează motivul pentru care ambele avioane se aflau pe aceeași pistă, într-o țară care nu a mai înregistrat un accident grav de aviație comercială de 10 de ani. Poliția japoneză va verifica dacă, în cazul accidentului în care au fost implicate un avion de linie și un avion al gărzii de coastă, este implicată neglijența profesională. S-a deschis spectaculosul festival al sculpturilor de gheață din orașul chinezesc Harbin. Lumea magică adună peste 2000 de palate uriașe și figuri din gheață și zăpadă luminate feieric. Anul acesta, artiștii au creat inclusiv o roată panoramică înaltă de 120 de metri. Când vine iarna, orașul Harbin, unul dintre cele mai reci locuri din China, se transformă într-un regat de gheață și zăpadă. Parcul are zone tematice și un traseu de vizitare a obiectelor turistice, cum ar fi Palatul de Gheață al Elsei, în dimensiuni reale, cu scări de gheață, pereți de gheață, balustradă de gheață și turnuri de gheață. La festivalul de gheață sunt așteptați mii de turiști dornici să se dea cu patinele pe gheață și să participe la spectacolele care au loc printre spectaculoasele construcții din gheață. Situat la graniță cu Siberia, Harbin și-a căpătat renumele de orașul gheții din cauza temperaturilor foarte scăzute înregistrate în timpul iernii. În ianuarie, temperatura medie fiind de minus 18 grade Celsius. Cea mai scăzută temperatură a fost de minus 42 grade Celsius. Sculpturile rezistă luni de zile. Nu există o ceremonie de deschidere pentru acest festival, dar gheața se topește în martie.
Doamnelor și domnilor, jurnalul Anghiezii se încheie aici. Dacă aveți informații și imagini care pot deveni o știre, ne le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 508. Eu vă spun la revedere și vă doresc o zi bună!